Ai jucat pe Bernabeu, mă am jucat pe Bernabeu, în acel 0-1 nefericit, care putea să fie un 0-0 important pentru, pentru Steaua, cum se numea echipa. Pentru mine a fost un meci, să zic așa, cel mai bun meci din cariera mea de fotbalist. Ăla a fost cel mai bun. Ținând cont de nivelul la care l-ai avut adversar direct, dacă nu mă înșel, pe Robinho. Pe Robinho, da. La ora actuală, la ora aceea era unul dintre cei mai tehnici jucători. Cum de l-ai blocat? Cum de l-ai ținut? Să vă zic, la meciul tur n-am fost titular, n-am jucat eu, a jucat Clemi Saban și din păcate n-a putut să-i facă față lui Robinho, a jucat senzațional, cred că a dat și gol și vă pasă de gol, l-a driblat de multe ori și chiar îmi spuneam, așa cum stăteam eu pe bancă acolo și mă uitam la meci, Doamne, deci dacă joc meciul retur trebuie să fac ceva să nu pățesc chestia asta și... Ce m-am gândit eu? Să stau foarte aproape de el, să n-aibă timp să gândească. Adică când primește mingea să fiu acolo. Deși avea o explozie fantastică în tot ce făcea. Da, dar nu știu, la meciul ăla chiar am reușit să fac chestia asta, să-l blochez și să nu aibă realizări. Deci practic te-ai lipit de el și nu l-ai lăsat. Nu l-am lăsat să gândească, să nu știu. Ce simt un fotbalist când iese pe gazon și cântă imnul ăla pe un stadion cum e Bernabeu? Da, e ceva senzațional. E ceva senzațional din punct de vedere al trăirilor. La meciul acela a fost și mai special pentru că primele trei inele erau pline de români. Aha. A fost o atmosferă senzațională, ca și cum am fi fost în Ghencea. Dar după aceste meciuri, sincer, mie îmi trebuiau trei zile să-mi revin. Din punct de vedere fizic. Nu doar fizic. A consumului. Da, a consumului și fizic și mental. Mental de ce? A presiunii, a nivelului la care joci. Adică, ce simte un fotbalist care nu e obișnuit cu genul ăsta de meciuri înainte de un astfel de meci? Să luăm exemplu Real Madrid în deplasare. Ce simți? Adică, care era? Poți să intri un pic în... E foarte important pentru copiii care se uită la tine în momentul ăsta să înțeleagă, copiii care fac fotbal și visează la momentele astea, să înțeleagă exact toate laturile. Toate laturile. Înainte de a da cu... Ok, e foarte important experiența ta. Da. Experiența personală. Trăită. Simți, o simți, exact. Dar e interesant să auzi din experiența unor profesioniști cum e un astfel de moment. Mi-aduc aminte că atunci eram foarte concentrat pe ceea ce am eu de făcut și ceea ce v-am spus mai devreme. Și tot timpul, la fiecare meci, ai emoții. Numai că... La ce nivel emoții? Doar asta așa, o stare de nervi? Asta vreau să vă zic. Că sunt niște emoții pozitive și unele negative. Și depinde de tine ca și persoană, ca și caracter, cât de mult reușești să lași emoțiile negative. Aceste emoții negative sunt cele care îți reduc valoarea la jumătate.